Salutare și bine te-am regăsit aici pe canal. Astăzi vorbim de Fantasy Premier League și anume etapa numărul 9, care are și un derby foarte, foarte important. Manchester City împotriva celor de la Manchester United. A trecut ceva de când nu am reușit să fac un video, însă lucrurile s-au așezat, totul este la locul său. Și este timpul să ne apucăm de treabă, să analizăm, să ne dăm cu părerea, să încercăm, să vedem ce reușim să facem. Au trecut până acum 7 etape, pentru unele 6, pentru altele, deși ar fi trebuit să fie 8. Știm cu toții, am avut un weekend în care nu s-a jucat fotbal în Anglia, fiind doliu, dar acum este timpul să ne întoarcem la treabă. După o pauză obligatorie, din cauza meciurilor echipelor naționale, din cauza meciurilor din Nations League, ne întoarcem la treaba noastră în Premier League și avem meciuri și meciuri în această etapă. Etapa se deschide cu Arsenal împotriva celor de la Tottenham. Avem un meci tare în aceea zi și între Crystal Palace și Chelsea. Cam mai apoi să mergem a doua zi la derbiul etapei, Manchester City împotriva celor de la Manchester United. Leeds cu Aston Villa s-ar putea să fie un meci interesant, iar Leicester cu Nottingham Forest încheie această etapă. Mai joacă Bournemouth cu Brentford, Fulham contra celor de la Newcastle, Liverpool, Brighton, Southampton, Everton, West Ham împotriva celor de la Wolves. Dar până una alta să ne uităm aici, cei mai transferați jucători versus cei mai transferați afară jucători. Îl avem pe Madison pe primul loc cu 397 de solicitări de a intra în echipă. Mai este Tony, Saliba, fundașul celor de la Arsenal, Zaha și Trippier. Interesant că Zaha este chemat de 282.000 de jucători în ideea în care joacă împotriva lui Chelsea. Chiar așa să n-aibă jucători încredere în Chelsea. Și Trippier este ultimul din acest top 5 cele mai făcute transferuri de a intra în echipă. Îl avem pe Jesus, primul de ieșit din echipe, Rashford, Salah, Isaac și Zinchenko. Isaac accidentat, Zinchenko și Rashford incerți. Patterson și el este accidentat pentru această etapă și mai sunt niște jucători destul de importanți care sunt incerți. La această listă se adaugă Kulusevski, Robertson, Gibbs și Digne. Pe lângă, bineînțeles, Rashford, Isaac și Zinchenko. Jesus a avut un parcurs fantastic, pot spune eu, cu niște puncte foarte, foarte bine obținute. De exemplu, aceste 19 puncte în meciul împotriva celor de la Leicester. Dar a fost și cu meciuri mai puțin bune. Cel împotriva lui United, cel împotriva lui Fulham, dar cu alte 6 puncte solide în alte 2 meciuri. Mitrovic și el cu un parcurs bun, cu un parcurs chiar ceva mai bun. Aici a surprins în ultimul meci împotriva celor de la Nottingham Forest că n-a reușit să se impună. În schimb, foarte, foarte bine a pornit și el era suspect de o accidentare înainte acestei etape. Nu avem cum să îl scăpăm pe Erling Haaland, care este o mașină, care a dus pe City la un alt nivel, care a adus puncte, multe în echipele jucătorilor de fantasy. Bai în continuare rămâne o opțiune bună cu un 4,7. De Bruyne ar trebui să fie nelipsit în echipele de FPL. Andreas, deși este foarte, foarte ieftin, joacă constant și aduce puncte, când multe, când puține. Saka, o verigă foarte importantă. Anthony, am ales să-l iau pe Anthony, am destul de multă încredere în acest jucător și cred că ar putea să schimbe fața celor de la Manchester United. Rămânem cu Saliba, un fundaș foarte în formă. Nico Williams, un jucător care joacă constant. Cancelo, nu are rost să mai aducem în discuție aportul lui în echipele de FPL. Și Trippier, care este din ce în ce mai constant și din ce în ce mai bine văzut la Newcastle.
De Gea, am ales pe De Gea pentru că într-adevăr este unul dintre portarii cei mai buni. Nu se mai putea cu acel Ward de la Leicester, absolut groaznic apărarea de la Leicester. Așa ceva eu nu am mai văzut de când mama m-a făcut o apărare mai incapabilă și mai inutilă decât acelor de la Leicester. Avem și Dean Henderson care se prezintă destul de bine și el la punctaj. Ca prim 11 vom alege așa. Va merge Anthony în locul lui Bailey. Bailey aici ca primă opțiune de intrat în teren și vom rămâne așa. Rămânem totuși cu Haaland capitan, Mitrovic vice și cam aceasta o să fie echipa pentru etapa cu numărul 9. Meciul împotriva celor de la Manchester United este un meci destul de imprevizibil. City împotriva lui United, City clar pe o pantă super, super ascendentă, iar United cumva, deși este pe locul 5, se vrea și se cere mai mult de la ea. Ten Hag criticat pe alocuri, însă totuși o înfrângere drastică a avut împotriva celor de la Brentford cu 4-0. Sunt destul de multe indisponibilități pentru această partidă, dintre care Laporte și Stones niște indisponibilități foarte importante. Calvin Phillips, care nu va putea juca până în ianuarie anul viitor, deoarece s-a operat, a venit la noi și a stat 2 luni și s-a operat. Benjamin Mendy cu binecunoscuta poveste. De partea cealaltă, improbabil să joace Dubravka, Rashford și cu Van de Beek și indisponibil complet Greenwood, din nou cu o minunată poveste în spate, Maguire nu că ar fi o mare pierdere, Martial și Williams. Depinde acum din ce perspectivă și cu ce ochi ne uităm la acest meci, însă cred că Haaland va fi foarte implicat în meci și va da tonul unei victorii. Nu cred că are în momentul de față United puterea să țină piept celor de la City. Dacă s-ar fi jucat acest meci cu 3-4 etape mai târziu, iar United ar fi reușit ușor să se pună pe picioare, cred că era un pic mai dezechilibrat. În schimb, într-adevăr, cotele o arată: 1.38 victorie pentru City, 8 victorie pentru United. O etapă interesantă, însă o etapă în care nu ar trebui să avem surprize. Totuși, trebuie să ținem bine, bine cont de faptul că jucătorii vin după meciuri de la națională. Și această lună va fi cu totul și cu totul specială. În această lună avem doar 5 zile calendaristice în care nu există un meci ori de Champions League, ori de Premier League. Deci programul va fi draconic, va fi incredibil de încărcat pentru jucători. Vedem ce o să se întâmple pe parcurs, cine excelează, cine pică, cine se accidentează, cine reușește să păstreze acest ritm infernal. Până data viitoare, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe acestui canal. Comentați, lăsați în comentarii despre ce ați vrea să vorbim în următoarele episoade de FPL. Numai bine și la mai multe videouri. V-am pupat. Ciao!